Într-o familie în care soțul este credincios, iar soția este de lume, care este rolul soțului, dar la soție ce metodologie trebuie să folosească soțul pentru a atrage pe soție de partea Domnului? Noi avem în biserică 156 de familii mixte. Deci în care ori numai soțul, ori numai soția sunt credincioși. Nu este ușor să răspundem biblic. 1 Corinteni, capitolul 7, spune Apostolul Pavel: dorința noastră trebuie să fie să rămânem cu partenerii de viață. Și interesant, scrie aici în versetul 14, bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă. Asta nu înseamnă că e mântuit din oficiu. Nici copiii nu sunt mântuiți din oficiu. Dar li se creează o mare favoare celor necredincioși din casă. Cum să-l atragă? 1 Petru, capitolul 3, spune aici, de la versetul 1, pentru că dacă unii ne ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, ce anume specifică, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Nu îți atragi bărbatul prin cosmetizări și îmbrăcăminte specială, că așa nu faci tu concurs cu cele din piață, ci prin omul ascuns a inimii, că asta nu găsește în piață. Prin un duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că poți să-L cucerești pentru un asemenea caracter, dar și că Dumnezeu este motivat să asculte rugăciunile și să grăbească mântuirea soțului. Și în cazul soților cu soții credincioase de asemenea, Dumnezeu să vă dea har, să puteți răbda, să puteți fi un model de tăcere, de așteptare, de slujire. Trebuie suportat mult. Gândiți-vă, vorbeam adineaori de relații intime, să ai un soț care vine beat acasă și te vrea, nu este deloc plăcut. O soție care să știe că, știu eu, flirtează. De aceea noi ca biserică, spuneam, urmăream același scop, trebuie să ajutăm astfel de familii. Și Dumnezeu să-i binecuvinteze pentru a-și putea câștiga partenerii de viață. Aici intră scopul misionar de care vorbeam. Poate până să se pocăiască soțul o să fii tu desăvârșit. A fost o soră care avea pocăit soțul, da, firesc. Mai sunt și din ăștia. De fapt, e un nonsens, pocăit firesc, da. Nu știu cum să-i zic. Și a încercat așa să-l disciplineze cu vorba, cu predici, știi? Și dacă nu te pocăiești, mergi în iad. El zice, ce crezi că o să fiu singur de la adunare? Ce să-i mai spui? Și-a dat seama că e o trudă. Și a zis, dragă, schimb metoda. Mă fac slujnică. Și n-ai ce să-mi faci să nu slujesc. Și continua să se roage, ea mi-a povestit. Am fost la mormântarea soțului ei, a zis, mă doare, deși era în vârstă, că a murit, dar am bucuria că l-am câștigat. Deci mă rugam și spuneam, Doamne, în toate lucrurile să facă voia ta, dar în ce privește mântuirea bărbatului meu, asta voia mea. Vreau să-l mântui. Mă interesează cum. Se ruga o soră, așa poate sună mai ciudat, dar Doamne, adu-și pe soțul meu la mântuire, că ai tu, Doamne, șmecheriile tale. Fă cumva. Adică Dumnezeu poate. Povesteau frații din Bihor că era o soră credincioasă și un bărbat foarte scandalajiu, rău, deși era mic de statură, dar și într-o zi a venit la adunare să facă scandal. Mi-a povestit frații când a fost acolo la evanghelizare. Și un om de ordine, mai solid, îl știa și o zi, las că stau eu aici lângă el, știi, cu mâna, să nu-l lasă să se ridice în caz că vrea să facă scandal. Dar când a văzut că stă cu minte și începe să fie atent la slujbă, nu l-a mai supravegheat așa îndeaproape. Și la un moment dat m-a sărit omul ăla în sus și a strigat, mă pocăiesc, vreau să fiu ca femeia mea. Dumnezeu poate să-i cerceteze mai repede. Pentru alții se așteaptă mai mult, dar se merită. La noi în biserică, vă spun și exemplul acesta, aveam o soră bucătăreasă, soțul polițist, necredincios, lumesc total. L-a slujit, el venea din drumurile lui și el spăla și pregătea mâncare și vorbea frumos. S-a pocăit cu adevărat femeia. La un moment dat a început și el să vină la biserică, avea de acum o vârstă și se la pensie, nici ea nu se pocăise din tinerețe, tot mai târziu.
Și interesant, când el a început să vină la adunare, s-a îmbolnăvit la pat. Nu a putut să vină nici la botezul lui. După 6 luni de la botez, el s-a îmbolnăvit subit și a murit. Până avea 60 de ani. Cum a murit el? Sănătos și a mai slujit 15 ani la bucătărie, la adunare. Și îmi zice într-o zi, frate, ta, m-am frământat, de ce am fost sănătoasă de când mă știu, bolnavă la pat că mor până s-o pocăi bărbatul și cât o trăit, cum a murit, iar sănătoasă tu. Zice, am întrebat pe Domnul, Doamne, de ce? Și Dumnezeu mi-a spus, ai fost prea mândră mergând cu el la biserică că tu l-ai pocăit. Și n-am vrut să-ți pierzi răsplata, să-ți o dau întreagă. Sunt interesante lucrările Domnului.